ne aflăm la cea de-a 8-a ediție a turneului Vitality Open Tour, alături de câștigătorii la dublu. Spuneți-ne câteva cuvinte despre parcursul vostru până în finală. A fost un parcurs nu ușor, sincer, dar nu pot să spun că nici neapărat dificil. Ne așteptam să avem un rezultat destul de bun la turneul acesta. Am mai jucat și în trecut la două turnee și am făcut încă o finală și un sfert de final, deci ne așteptam, aveam așteptări destul de ridicate. Dar pur și simplu am avut o evoluție destul de bună, solidă pe tot parcursul turneului și într-un final s-a încheiat cu trofeul. Câteva întrebări vor fi și în engleză. What do you think about the tennis court? I really really like here because first of all, the people here are really nice and the courts are like the supervisor, the people here helps a lot with the court protection, like with the water and anything. So I really like the court here. Am văzut momente tensionate în meci, cum ați reușit să treceți peste ele și să câștigați în final? Cum? Da, a fost destul de dificil. Am avut foarte multe ocazii de break în setul 2, multe ocazii să ne distanțăm. Nu le-am folosit în cele din urmă, am pierdut setul 2 și era un pic de îndoială, ca să spun așa, la începutul super tiebreak-ului indecisiv, dar ne-am concentrat foarte bine indecisiv și am reușit să jucăm solid, corect, smart, ca să spun așa, și am dominat în tiebreak-ul indecisiv. Vă mulțumim pentru interviu și felicitări pentru victorie. Mersi frumos, cu cea mai mare plăcere. E perfect.